Salut! Suntem în data de 1 februarie și mă îndrept spre un centru comercial pentru a vă arăta oferta de pomi fructiferi pe care acest centru o are la vânzare. Am văzut că au apărut de vreo 2 zile și vreau să vedem împreună care sunt prețurile acestor pomișori. Haideți să vedem ce prețuri au pomișorii din acest complex comercial. Oferta generală a acestui complex este destul de diversificată în materie de pomi fructiferi. Aceștia aprovizionează periodic stocul cu pomi, atât primăvara cât și toamna. Eu recomand achiziționarea de pomi dintr-un centru comercial ca a doua variantă, în ordinea preferințelor și calității materialului săditor. În prima variantă recomand achiziționarea acestor pomi direct din pepiniere. Urmează, pe locul 2, centrele comerciale care au o gamă bună de pomi. Așa cum vedem aici, avem de toate. Din toate soiurile avem ce alege. Avem piesic, cais, nectarin, prun, măr. Oferta este variată. Soiurile sunt bune, sunt soiuri selecționate care merită a fi achiziționate. Singura obiecție la această tehnică de cumpărare a materialului săditor din supermarketuri este vechimea materialului săditor. Pentru că nu știm exact când au fost recoltați acești pomișori, ei sunt păstrați în țările comerciale, unde temperatura este destul de ridicată, în jur de 20-21 de grade, 22 de grade. O temperatură ridicată pentru acești pomi. De aceea, de multe ori, îi găsim cu frunzele activate sau chiar înfloriți. Eu recomand achiziționarea lor, acestor pomi, când încă nu și-au deschis florile nou pornite în vegetație. Alături de pomi am găsit și cătină. Cătina are un preț relativ bun. Având în vedere că în prețul de 45 de lei sunt vândute 5 plante, adică o familie formată din 4 plante femelă și o plantă mascul. Pomii, după cum ați văzut, sunt la 19 lei bucata, indiferent de soi, că este măr, prun, cireș, piersic, cais, păr. 19 lei. Este un preț bun. Un preț recomandat la vânzare și de către Institutul de Pomicultură Măracineni. Vă las în descriere linkul către oferta lor de pomi, ofertă pe care au afișat-o încă din toamnă. La păr am găsit o gamă destul de bună de, și diversificată. Sunt soiuri nobile, soiuri foarte bune ca gust. Sunt soiuri dulci și gutuiul are o ofertă bună. Tot în acest centru comercial găsim și pomii columnari la 23 de lei. Despre acești pomi eu nu pot să spun mare lucru pentru că nu i-am folosit, nu le cunosc evoluția, așa că mă abțin. Ambalajele sunt atractive, sunt frumoase, dar nu știu cum vor evolua acești pomi în grădina noastră. Prețul de 35 de lei este în regulă, având în vedere că acești pomi intră pe rod mult mai repede. Deci aceasta este oferta centrului comercial. Căutați, achiziționați și plantați în această perioadă până nu vin căldurile, până când nu îmuguresc pomii
și nici atât până nu înfloresc. Așa că mergeți, cumpărați și plantați. Și nu uitați să-i retezați fără milă la 70 de centimetri înălțime. Atât pentru astăzi, până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.